Săptămâna trecută a avut loc testarea angajaților pentru a se stabili cine rămâne și cine pleacă. Conducerea Poștei Dâmbovițene susține că toți salariații sunt examinați. Surse din cadrul angajaților spun însă că mulți au scăpat de testări pentru că oricum sunt prea puțini. Este cazul factorilor poștali. Sunt oficii unde poștașii abia fac față activității. În plus, sunt vacante posturi de jumătate de normă, dar nimeni nu este interesat să le ocupe. La nivel național, 3650. La acest moment nu pot să vă spun pe județul Dâmbovița, întrucât testăm tot personalul și în funcție de rezultate, după aceea putem să comunicăm. Nici măcar după ce testările s-au încheiat, reprezentanții Poștei Dâmbovițene nu vor să comunice numărul celor care sunt concediați. Tăcere suspectă și din partea sindicaliștilor, care în toată perioada procesului de restructurare au uitat să mai răspundă la telefon. Orice gen de informații le luați de la presă, de la CNPR București, doamnă. Nu suntem abilitați să răspundem. Cert este că situația în Dâmbovița nu este deloc roz. Aproape 30 de angajați au fost puși pe lista neagră. Ori își pierd locul de muncă, ori rămân cu jumătate de normă și vor demisiona. Mulți fac naveta și dacă rămân cu jumătate de salariu, mai bine pleacă definitiv acasă. În plus, sunt și angajați care nici măcar nu s-au mai prezentat la examen. Au cerut să fie dați afară pentru a primi măcar salariile compensatorii.